Satul nostru este un sat cu gospodării frumoase, cu gospodari și gospodine ospitaliere. Avem cel mai frumos sat, dar avem și mai mare indiferență a populației față de gunoaie. Aruncă atâtea gunoaie, toate râpirile cu gunoaie. Într-adevăr, deșeurile este o problemă mare pentru satul nostru. Ca medic aș putea să vă spun că gunoaiele n-are importanță de ce proveniență sunt, ele sunt mama tuturor patologiilor oamenilor. Vreau ca să facem doar un pas, pentru ca să realizăm un proiect de salubrizare, de curățenie a acestui colț de rai. Prin acest proiect vom procura un tractor multifuncțional și circa 150-200 de cubele. Costul acestui proiect este de $30,000. $20,000 le primim din cadrul proiectului Migrație și Dezvoltare Locală, $8,000 au fost alocate prin decizia Consiliului Local și pentru a finaliza acest proiect este necesar de $2,000 contribuții din partea băștinașilor. Suntem plecați peste hotarele țării, peste 1,000 din satul nostru drag. Dacă noi toți am contribuit câte un pic, am face satul frumos și curat. Acum trebuie să punem umărul și la realizarea acestui proiect. Dragii mei, cei de aici de acasă și cei de peste hotare, să contribuiți și să susțineți și acest proiect așa cum ați mai făcut-o de multe ori. Vă îndemn pe toți băștinașii din satul Ciorești, care sunteți acum în migrație, ca prin donațiile noastre mici să păstrăm sănătatea copiilor și bătrânilor lăsați acasă. Donăm cu drag pentru acasă.